Da. Către toate, doamnele și domnule consiliere, în conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul 1 și 2 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificări de proprietate ulterioare, sunteți invitați să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bărsănești din data de 21 iunie 2019, ori de 13:30, sediul primăriei Comunei Bărsănești, în sala Consiliului, în sala Consiliului. Proiectul ordine de zi este următor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării devizului cu suma de 119.557,96 lei, cheltuielile eligibile suportată de bugetul local la care se adaugă TVA, pentru obiectivul de investiții, construire centru de tineret pentru activități culturale în Comuna Bărsănești, județul Bacău, inițiator domnul botezat de primarul comunei. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator domnul botezat de primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației anuale corespunzătoare a anilor 2017, 2018 și 2019 la patrimoniul Asociației Grupului de Acțiune Locală Valea Protocului Bacău, inițiator domnul botezat de primarul comunei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bărsănești pe anul 2019, inițiator domnul botezat Tugelu, primarul Comunei. Procesul de bani. Da, supunem spre aprobare proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Da, procesul verbal, nu știu, doamna secretară, cred că ați auzit că este internat pe spital. Nu știu, că nu o să vină sigur, o să-l pună pe, ca să-l supunem aprobare. Dăm cuvântul domnului primar să ne prezinte primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării devizului cu suma de 119.557,96 lei, cheltuială neeligibilă, suportată de la bugetul local la care se adaugă TVA pentru obiectivul de investiție, construire centru de tineret pentru activități culturale în Comuna Bărsănești. Se aprobă majorarea devizului cu suma de 119.557,96 lei, cheltuială neeligibilă, suportată de la bugetul local la care se adaugă TVA pentru obiectivul de investiție, construire centru de tineret pentru activități culturale în Comuna Bărsănești, județul Bacău. Articolul 2. Primarul Comunei Bărsănești va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunei Bărsănești va comunica prezenta hotărârii. Primarul Comunei Bărsănești, județul Bacău, instituții prefectului județului Bacău pentru controlul legalității actului, altor persoane din cinci sau publice, autorități, ori instituții publice interesate. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, îi punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Dăm cuvântul domnului primar să citească proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de utilizație. Asta cu asociația de dumneavoastră. Proiectul hotărârii pentru aprobarea cotizației Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău pentru anul 2019. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală a patrimoniului Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău cu suma de 5.000 de lei. Articolul 2. Se mandatează domnul botezat Tugelu având calitate reprezentant al unității administrative teritoriale de antrenament general a Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 prezenta hotărârii. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoane nominalizate la articolul 2 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, adis prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condiție lege. Discuții? Eu mă scriu la discuție aici. Aș fi... Da. Pot începe? Da, da. Deci, domnul vice... Domnul președinte, scuzați-mă că am astăzi președinte ședință. Eu vroiam să aduc în discuție un aspect. În raportul pe care ni se expune motivele, să zicem așa, dar bine, pentru mine nu sunt niște motive pentru această cotizație, Adis Bacău spune că este necesitatea finanțării, nu știu, unor proiecte care au ei. Dar nu a făcut, de exemplu, Adis Bacău, nu ne-a dat o expunere de motive, Adisul să vedem, efectiv, ce să finanțează? Care este necesitatea finanțării? Finanțarea este salariile angajaților de acolo, cu logistică, cu tot. De asta vă spun. Pentru că noi avem un reprezentantul nostru, care este domnul primar Maga Adis, și aș fi vrut și eu să ni se aducă la cunoștință. Domnule, cotizația este de 5.000, am văzut. Dar pentru ce este cotizația asta? Ni se dă totul așa generic, vag, noi că avem necesitate financiară.
trebuie să fac și spunerile motivii. Prima hotărâre care a fost înființarea Agadis, adică Agadisului, acolo sunt motivate pentru... Mai trebuie să tot aici materialele... Bine. O să o scoatem la următoarea ședință sau ăsta să vă aducem exact. Trebuie să mă... Dar zic așa, ar fi fost de bun augur să aducă și eu o expunere de motivii. Doamne, uitați pentru asta, 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 asta. Sau nu știu, sau domnul primar ar fi trebuit să-mi prezint un raport. Doamne, uitați asta să discută la Agadis Bacău. Asta ar fi trebuit un pic să așa. Aici, până cu tipul generic, da, necesități financiare. Pe necesități financiare avem toți. Adică mă refer ca instituții. Toate instituțiile au necesități financiare, da. Mai explicit un pic. Da, cred că dumneavoastră aveți dreptate din cauza că n-ați fost de la început. Sunteți în mandatul ăsta, deci da. S-a înființat Agadisul. Acolo s-a spus exact la ce se folosește cotizația anuală. S-o și prezenta. S-o și prezenta. Poți să... Faceți o poziție să vă punem la următoarea ușor. La următoarea ședință sau dacă vreți puteți veni... Cum ar fiți avea și unde să ce vorba, tot care au intrat... Ideea așa că sunt convins că trebuie să existe această cotizație. Trebuie un pic justificată. Normal că toți care am aderat la această asociație trebuie să facem o cotizație, dar cotizația aia trebuie justificată. Deci trebuie justificată cotizația. Că nu știu dacă a fost cotizație de 5.000 de lei de la început, mi se pare că nu a fost asta, a fost mult mai mică. Așa, s-a votat în AGA, acum de curând. În 2018 s-a votat în AGA această cotizație. Pentru ce? Asta eu vreau să știu pentru ce s-a votat această cotizație. Da, atât am avut de spus. Ca și la ATIP, ca și la Asociația Comunelor, ca și la GAL, deci trebuie să răstifice cu banii. Noi trebuie să... Da. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva ține? Dăm cuvântul domnului primar să prezinte proiectul 3 de ordine. Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății cotizației OATM în Sălești aferent anilor 2017-2018 și 2019 pentru Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Totuși. Se aprobă plata sumei de 25.000 reprezentând cotizația restantă a comunei Sălești până la Asociația Grupul de Acțiune Local Valea Totuși, aferent de anul 2017, 2018 și 2019. Articul 2 a autorizării privă a comunei prin compartiment de aparat în societatea cunoască municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Articolul 3, prezenta hotărârii va fi comunicată primarul comunei Sălești grupului de acțiune local GAL Valea Totușului, Județul Bacău, instituție prefectul Județul Bacău și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale prin grija secretarului comunei. Discuții? Nu sunt. Până la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dăm cuvântul domnului primar să prezinte proiectul 3 cu tot ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului. Da, 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 da. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli comunei Sălești pentru anul 2019. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Comunei Sălești pentru anul 2019 cu suma de 135.000 de lei la venituri la capitolul 42.14, finanțarea bunurilor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar și la cheltuieli la capitolul 6502-71-0101, cheltuieli de capital construcții destinate obiectivului de investiții de pace, întreprinire și de pace, de canalizare menajeră și fluviară, corp A și corp C, școala gimnazială numărul 1 Bustănești, de sub Bacău. Articolul 2. Prevederile prevederile hotărârii va fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarului, Consiliului Județean Bacău, administrației județene, a finanțelor publice Bacău, trezorerie Onești, a prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarul comunei conform dispozițiilor legale. Discuții? Sunt niște valdanezi, nu? Care da, cu dedicație. Da, cu dedicație, da. Dacă v-ați aminte, a fost o... s-au dat ei o lege sau nu știu, o donanță de urgență, cred că pe un an, în care să se financeze pentru grupuri de sanitare din Curții Carpași. Dar poate vin direct la Ministerul Educației. Da, poate vin de la Ministerul Educației. Singura asta că îl dă tot prin Consiliul Local către ei. Îl dă prin Consiliul Local pentru că noi suntem administrații obiectivilor de pe raza comunii, inclusiv da, da, școlile. Noi da, suntem administratorii. Da, da.
Nu ISJ-ul, nu Ministerul Educației. Deci noi răspundem de administrarea tuturor școlilor și tuturor instituțiilor de rază comună. Adică obiectivele. Da. S-a lemnat. Da. Lucrarea s-a lemnat. Ca să ne scoțim, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Cine? Dăm, de fapt, proiectul 5 după ordinea de zi divers. Începem de cu domnul Pietru. Altul din partea asta. Altul, nu. Aveți? Domnul Lăz. Eu aș avea... Deci drumul la care duce Tivărești. Și drumul de la primul pod. Drumul... Asta unii Tivărești. A, drumul... Aici este un pod. Da. Care este scricarea plăb? Care este scricarea? Ăla de jos sau ăsta de sus de la urință? Ăla de spus. Ăla și ăla trebuie și mai trebuie ăsta la primul post până la cijmea Ursului. Când... A, opus cum ar veni. Înspre, înspre satul nostru. Da. E rău tare. Să se plâng oamenii că... Incomparat cu fânului și cu barboa să treacă la mare sau cu... Trebuie când oamenii vin la noi și ne spun chestia asta, trebuie să-i spunem și noi, domne, când e noroi, când e până la genunchi, abia de să începe. Nu mai intrat. Nu cred eu că în ziua respectivă chiar e atâta urgență. No, nu, ai văzut că am fost duminica trecută, cu are și mama. Și chiar eu. Deci am făcut la format de la altul. Am înțeles. Dar totuși ar trebui și oamenii un pic conștiinți de zi. Băi, nu mai dacă azi au plouat și noroi, oricum mâine dacă nu vin drogul. Și în special cu aia, că roțile nu strică chiar așa tare, dar tractoare. Tractoarele rupe toate drumul. Nu mai este. Acum a tot terminat cu tractoarele. Da. Da, o să vedem. Deci, mai este un pic baza la reparat, cum s-a făcut toată de la balanță, la spate, la toate. Ulița de la... Deci, iar ulița asta care duce la Băiculești. Nu am rămas cu mașina da, de bunuri. Da, trebuie, dar lăsăm pe ăla să se bată. Păi, punem motorul, că dacă pune multă, că multă dă în parte. Și așa ar trebui spus. Să ducă care loc din coace de sus acum? Nu-mi cap. Nu-mi cap, Florin, mare. E mare, nu-mi cap. Am încercat toate variante imposibile. Nu se poate întoarce acolo sus. N-are cum. Atât am mai sus. Da, domnul Ferrer. I-am numai o problemă. Deci, trebuia dumneavoastră, mă rog, putea să vă spună doar că domnul Teo vrea să vină la ședință. La ședința următoare să vină domnul Teo la ședință cu noi colaboratori, consilieri, cu Consiliul Local Bisănesc, ne pune o problemă indicatoarelor și aici se face bătura aia pentru copii. Deci la școală, la Bursărești, ne dă voie, nu există, să nu ne dea voie. Chiar e drum, o zis cineva că eu vă arăt, practic, drumurile, toate drumurile, care sunt în afară de drumul european. Pe ala nu se pune. Dar pe drumurile astea se pun boturile. Eu, așa mai nevoie, se pune boturile astea aici. A doua problemă ar fi să luăm niște măsuri, de, vedeți dumneavoastră, până la părinții, ministră părinții. Ați văzut, Marul Iac și-a ocupat tot rău. Deci timpul e aici. Nu e obligatoriu să spun el să ce e aici. Hai să spun că nu e frața. Dacă vine o apă, cum a venit apa, când o luam pe Ilie, eu vă spun că banii mă ducem o câteva case pe acolo, nu ar rămâne nimic. Și păcat pentru câteva sânge, care sângele alea stau exact cum... Mă, este și pe curare, da? Curare mai puțin. Acum 3 ani, dar e totodată. Dar știi, domnule, nu acolo trebuie curățat și pus un escalator și curățat. Să nu mai crească sărcii acolo. Păi apa dacă se înfundă acolo, ne strică primul rând podul, ne strică asfaltul, iepri la filamiare, pușfașul pe aici, ne norocești strică acolo. E o cam așa. Vreau să vă dau răspunsul. Legătură cu domnul județean, de câte am înțeles, am mers cu reprezentantul care a turnat asfaltul domnul județean. În momentul când se termină, vine cu marcare și am înțeles, completează cu indicatoare, se completează cu tot. Singura cu trecerea la nivel, cu limitatorii aia de viteză. Mai avem o adresă făcută de către drumul județean, din câte mi-aduc aminte, acum am făcut, am făcut tot domnul urmă la o solicitare. O să mai facem încă una, să vedem ce... Să știți, la nivelul ăsta, care, cum spun eu, să pun, dacă lipsește indicator, avem probleme.
Dar dacă are indicator cu drum cu nebilet, noi nu avem nicio problemă și nici ei n-au nicio problemă. În ultima discuție care am avut... Stați puțin, nu mă opuță dacă pot interveni. Pentru ce trebuie acele praguri de limitare a vitezei? Pentru copiii din la școală. Care? Dar unii traversează copiii din școală? Au o poartă. Unde este copiii? Copiii se duc la magazin. Stați un pic, dar nu sunt la ore, nu au poartă, nu spun iasă așa cum vrea ei. În recreație se duci copilul la magazin. Vin copiii la școală. Domnitare, eu n-am înțeles, dar ce te deranjează cu zi? Nu s-ar deranjează, iau un pic, ca să n-am zis la niște discuții care nu vă spun eu. Deci, ultima discuție care am avut la Manteanu, de la grupul de țenii, după ce am trimis adresa aia, am îmi aduc aminte acum, am fost pentru un aviz, nu mai știu, și am luat în discuții cu dânsa. Deci ei, la rândul lor, trebuie să aibă mai multe aprobări. Deci trebuie acum de la poliția rutieră, de a veni la stat, dacă este nevoie sau dacă nu este. Mi-au spus niște condiții. De exemplu, dacă microbusul are loc de intrat și descarcă și încarcă elevii din curtea școlii, nici sub o formă poliția nu o să le aprobi, sunt mai mulți factori. Noi o să le trebuie mi-ar nu, eu am vorbit domnul Teu și i-am explicat. Și domnul Teu este de acord. Corect. Domnul Teu este de la biroul poliției rural, care nu are nicio legătură cu poliția rutieră. Nu are competență. Haideți să discutăm și din punct de vedere al legii, da? Ne aflăm într-o localitate. Care e viteza, domnul Georgescu, de circulație? 50. Așa. Dacă depășești viteza, să că domnule, apară de măsurarea vitezei. Bun, și nu, stați un puțin. Și dacă omoară tot puțin. Numai puțin, că n-am terminat, v-am lăsat. Tot timpul urmărește poliția rutieră să se defluiască circulația cât mai lent și mai ușor, noi trebuie să o frânăm. De ce? Dar noi nu înfrânăm ce să nu. Noi înfrânăm ce să pui mitrat din trecere atâta timp cât elevul trebuie să stea în curtea școlii. La ce să trece din școală? Uite, eu vă promit în moșoret că eu am avut aprobare din altă parte. Da. Și depășim și județ, depășim pe toți. Eu vă aduc aprobare până la altă parte. Puteți să faceți, domnul Georgescu, dar eu vă spun așa. La nivel național se urmărește să circule cât mai fluent și mai ușor. Asta se urmărește. Deci, așa este. Și ce faci cu toată acea cea care îi dă permis de conducere aerea? Deci, care îi circul de șare la față? Dar eu sunt să răspund, eu răspund în timp. Păi ce să răspund? Da, ajunge la pădurea. Haideți, deci, vorba de zăcea o poză cum e. Până nu primim aprobare, noi nu putem și nici nu putem de exemplu. Da, dar să ne fie. Și acolo la plătești. Ești mult mai greu. Acolo e mai ușor. Din cauza că este drumul de competența noastră. Înțelegeți? Pe când aici este drumul județean și la drumul județean se implică poliția rutieră. Deci poliția administrator trebuie și mai mulți care trebuie să-și dacă în special poliția rutieră e la oameni. Și administrator. Mai mult decât administrator, mai mult decât administrator. Eu scriu un liter și sunt des că vine aprobat. Da. Bun. Mai aveți să vă ascultă. Nu, domnul Ferrara. Am discutat cu domnul primar acum de două zile. Vedem ce facem cu locul ăla de joacă, trebuie scos de la școală acolo. Da, am văzut. Locul ăla de joacă s-a minică dimineața, era și la de cu sticle. O sumase toată noaptea probabil acolo, era la de cu sticle acolo. De bine. Și am discutat și domnul primar, ar fi recomandat acolo la BPC. Să vedem cum facem o structură, cum... Deci trebuie scos de la școală, este mizeria de părăme acolo. Fața școlii, fără. Da. Acum să... acolo. Plus când e plouă și asta, pământul ăla, când mai vine pacientul acolo. Da, e o problemă, dacă nu se făcea iar de la... Da, scumașa e. Dar nu se face, nu s-a făcut. Dar după mă pot să strică. Păcat de muncă, vă distrus tot ce s-a făcut. Da, domnul primar, dar așa se intră, văd că în toate unitățile. Și la Brătești m-a spus să intră. O ajuns aproape să facă și grătare pe teren și se distrează și face tot felul pe curtea școlii și așa mai departe. Se poate nici așa. Am filmit, am găsit teren. Nu vorbim de tot. Noi vorbim de împrejmuirea și punerii sub supraveghere, domnule. De asta trebuie să vorbim noi. Nu că trebuie să se joacă. Bă, le trebuie pus în grădini și sub supraveghere. Că așa se întâmplă și la Brătești același lucru. Da. O să vedem cum facem. Curtea școlii a ajuns acum în spațiu din desfacerea băuturilor alcoolice. Asta a ajuns curții de școlii. Trebuie neapărat spus domnului cum îl cheamă, să nu mai deschidă poarta aia. Am trecut odată la Brătești duminica, mi-a dat aminte. Poarta aia era deschisă, se circula pe acolo. Am văzut chestia asta. Deci instituții, cred că dacă nu mergem și o blocăm noi. Dar cred că cea mai bună variantă ar fi, mergem, o sudăm și la revedere. Îngrădit, dar trebuie îngrădit. Totuși... A, lăsați așa, da, am uitat să vă spunem. Deci, săptămâna viitoare vine proiectantul,
O să încercăm să reparăm și gardul ăla, să schimbăm acolo tot. Și dacă îl facem, îl facem din beton cu fundații tot și nu o să mai are cum să se poate să faci o îngrădire, cum să spune, o profesionistă de automat, dacă se poate, se poate. Nu o să, nu să nu mai pun asta în discuție acum până să vină rândul. V-am explicat, se pare că aseară s-a forțat ușa de acces în școală, s-a forțat, nu știu, dacă s-a încercat să se fure sau nu, dar s-a forțat ușa din spate de școli la intrarea elevilor. Da. Chiar asta s-a încercat că nu se poate. Și de asta vreau să spun că tot discutam acum că și venise fondurile astea. Noi suntem administratori pe școli. Haideți să facem ceva. Păi de asta și v-am... Haideți să facem ceva. Domnul Brănaru să vină. Doamna... Da, să te vină, domnul Mirov. Continuați pe voastră și după aia atât aveam despre asta, era problema noi cu asta. O alte probleme, ori tot ce am cerut oricum, din când am întâmplat asta, rezolvarea aproape zero. Nu profit de faptul că din discuțiile care apar în spațiu social, ăsta în spațiu virtual, nu profit de această situație, Doamne ferește, nu. Doar atât pot să spun. Nu am ce să mai zic, că de fiecare dată cât am spus, nu s-a făcut aproape nimic. Așa că nu am ce să mai cer. Sincer. Nu am ce să mai cer. Da. Atât. Am înțeles că de luni se toarnă. Nu, marți. Da, luni de marți. Luni blocăm drumul pentru a termina locurile și a trage tot la nivelul de 10 cm. Până de la cruce, de fapt nu de la cruce, de sus, din deal, ca să nu blocăm accesul la persoane de care se aducă. Pregătesc tot și de marți s-a putut de turnat. De marți nu se toarnă. Cum e totuși unitatea de... Limitarea de tonaj trebuie să o aprobați. Păi, sau s-au aprobat. Păi, eu am spus. Dar pe cine da. Dacă ai vin? Nu, pe ce să vin? Dar continuă cu drumuri locale. Da. Deci limitarea de tonaj știți după lege cum se face. Se face în felul următor. Nu poți să-i îngrădești, adică să nu treacă. Se va face trecere, dar cu taxă. Deci ca să nu treacă deloc, nu știu dacă se poate. Nu știu, tot acest drum de acces în localitate, nu știu dacă se poate face. În interiorul unei localități se poate obligația da, aici am... Se poate, de exemplu, iată-mă, o localitate lângă Iași, eu m-am dus românesc acolo, are bariere. Nu poate trece, mașina nu poate trece. Dar este în localitate sau în privare? La 100 de metri de asta spune domnul președinte, da, deci are bariere. Foarte mult. Trec foarte mult în mașină de tonaj. Trec, de exemplu, camioane mari, de exemplu, în momentul când eliberez o autorizație de construcții, dacă ai restricții de tonaj, se pune direct în certificatul de urbanism. Aprovizionarea cu materiale se face numai cu mașini sub 7,5 tonă. Sau când se hotărăște să treacă pe el, 10,5 tonă, când se hotărăște. Eu zic că vedem asta și să hotărâre proiectul de hotărâre. Și vreau să facem împreună ca să fie valabil pentru toată lumea. Dar nu avem treabă cu corul, nu e pentru drum. Noi avem competențe că drumurile comunale sunt în competența acestui local. Avem dreptul să restricționăm tonajul. Noi nu cumva să blocăm o treabă și să nu te zihăiți cu toate cele de la urmă. Dar nu poate spre privință. Atât. Noi, prin raza comunii noastre, nu am idee. Facem cu părtinirii chestiile astea. Adică pentru primunii lăsăm pe alții, nu sau nu înțeleg. Nu care e problema? Domnule, punem pentru toți. Și o restricție pentru toți. Pe n-am înțeles. O ăla-i dau voi, ăla nu-i dau voi. Din start, noi comitem un alos. Eu m-am referit la un singur chef. Eu vă spun cât simplu ca să vă zic. Spuneți. Dacă noi facem o restricție, nu vorbesc de ilii, nu vorbesc de nimic. Așa. Facem o restricție de ilii. Ilii își poate muta toate instrumentele muzicale la așa, și care e problema? Când taxa aici.
Și care vorba de ce taxă plătește domnul consiliu aici la primărie Brăsărești? Cât plătește domnul primar? Nu știu. Un miliard. Un miliard. Și nu chiar cheltuiește. Stați așa puțin. Știți care este bugetul local al consiliului local și al primăriei pe un an? Este 60 de miliarde. Știți lucrul ăsta? Nu, no, problema e... Hai să fim serioși. Problema păi e... Păi facem lui convine? Nu, că sunt venituri proprii. Și venituri proprii? Venituri proprii. Nu, venituri proprii din acasă? Exact. Sunt 12 miliarde, dar unde avem un, coeficient din casare la 85%, cam așa, nu? Ne mai dă, adică ne mai dă și din TVA, ne mai dă și cotele de pagată. A venit să vă ceva de la o societate care ține gestiunea, a pus 600 de milioane și ne nu lucrează teritoriul Comunei Brăsănești. Doamne, deci trebuie să am venit așa. Eu de când am venit... Nu trebuie să spunem acum că... facilităm pe ăla, pe ăla. Eu zic că nu am făcut simul ăsta. Asta dacă permiteți. Eu zic că nu am făcut simul ăsta. Așa, nu am dat, nu mi-am dat. Adică nu trebuie să se facă. Păi stai un pic. Ăla am mărât, hai pe el. Ăla care are o cifră de afaceri, îl lăsăm. Ce e asta? Ce e asta? Stai așa, deci... Păi acum, pur și simplu, cum se cheamă asta? Paianțare? Bani pentru... Domnul președinte, da, corect. Doamna Cărăș, asta e Renat. Doamna Sfântă. Mai departe, domnul Vărăt. Ce să mulțumesc Consiliul Județean, domnul Brașoveanu, s-a spus de cuvânt, ne-a revelat domnul de cetunașul Covoru. O să vină și indicatoare și marcaj. Tot o echei, deci nu așa cum s-a vorbit în spațiu virtual, că noi n-am nevoie de asta. Noi chiar aveam nevoie de asta. Păi dacă faci e rău, dacă nu faci e rău. Da. Deci, discuția a plecat de la un om care a fost primar și în cunoștință de cauză, că banii se duc când vor și unde vor. Nu se face așa. Dacă banii au fost programați pentru drumul ăsta, indiferent ce se plapă... Știți că bine că azi totul s-a reparat drumul, că era gotit, era... Da, asta așa. Mai primat supratul de uzor. Deci, mulțumim, domnul Brașoveanu, că într-adevăr a făcut treabă bună și... Da. Eu am terminat. În legătură cu trecerea drumului? Sau mai... legătură cu trecerea drumului se lucrează la cadastru, deci cred că trebuie să apare. Durează cam 30 zile, 4 zile până ne trimite extrasmutea cu cea. 26 mai. Da, de acolo cred că trebuie să apare. Și după ce apare, inițiem hotărârea. Facem o proiectă, dacă mai rămân bani, să mai rămână până atunci din excedent. Da, nu mai este. Nu proiectarea, tot facem în caz de se ivește ceva, avem proiectarea făcută. PNRD 2, cum mai este? PNRD 2, joi? Sau bine, când ne-am întâlnit? Joi. Luni, mai bine. Luni, da. Deci luni a fost dirigintele a văzut terenul, marți a fost constructorul a văzut terenul, a zis că în maxim 3 săptămâni are lucrare care o termină, nu ne-a spus localitatea unde, intră aici. Pentru drumurile care nu au poduri, ne-a dat un termen undeva la o lună jumătate să fie gata, iar drumurile cu poduri, cred că a durat la una, că acolo e lucrare. La podurile mari. Podurile mari. Dar când se începe asta? Maxim 3 săptămâni. Am văzut concursul. Știți ce se întâmplă? Noi, ordinele de începere a lucrării, puteam să-l dăm de la întâi. Dar ca să poți să dai ordinele de începere a lucrării, trebuie să te consulți și constructorul. Că eu degeaba îi dau ordin dacă el în momentul ăla. Că ce se întâmplă? Licitația a fost făcută de acum, da? Eu l-am ținut pe loc. Nu putea să stea blocat omul. Omul între timp a mai luat și alte lucrări. El în 3 săptămâni. Oricum o să înceapă. Într-o săptămână, o săptămână și ceva, o să înceapă să-și facă organizarea de șantier, tot ce trebuie. Uite, vă dau un exemplu acum. Eu sunt cărcat cu escalatorul. Și trebuie să trec prin dofteara să mă duc. S-au dus oamenii la primării, nu găsesc pe cine trebuie. Până luni dimineața, luni dimineața se duce la dofteara, scoate autorizație să trec cu escalatorul prin mocarea. Asta e. E simplu ca bună ziua, domnule. Asta vreau să spun și eu. Simplu ca bună ziua. Da, eu vreau să eu m-am gândit la o altă afecțiune, nu m-am gândit. Doamne, fel, puteam să pun niște banii aici pe jurul, nu știu. Mariana, da, ai pe zi. Nu, da, nu, da, o serie de topuri au ajuns, sunt la Unești. Da. Îți l-a descărcat aici. Mă duc să iau. Cred că vine mă duc să iau.
Mă duc să-l iau. Nu, vin luna de stăcat aici. O să mai încercați să mai putem exploata din rezerva aia de balastru, din rezerva de balastru din Tazlov, să mai poate face ceva. Nu, nu am aprobat. Nu s-o aprobat. Să aduci în balastru, tot de oricum trebuie... Asta aș vrea să mai spun și eu, dacă s-ar putea, domnul primar. Deci, observăm, avem 3 ani de mandat, am încheiat luna asta. Aproape 0 am făcut. În afară de cotizații și taxe, noi cam nimic n-am făcut. Dacă s-ar putea avea câteva proiecte și am putea să le finalizăm, ar fi foarte... Venit la fața primării. Eu de când sunt aici, sincer, atât văd. Cotizații, taxe și atât de 3 ani de zi. Da, și studii de fezabilitate și tot felul de proiecte finalizate. 50. Nimic. Dacă nu ai vedea să revin, la Glodosul până... Când am început la începerea la Glodosul? De. Până care e am înțeles că poarta s-a fi revinat, că de poarta la terenul mare la Sfântul. Păcat, un lucru gata a făcut soluții generale. Acum la capitolul deci, au terminat discuțiile în ședința închisă. Vă mulțumesc la următoarea ședință. Foarte bine.